în toate zilele vieții mele îl voi chema. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi. Cuprinsul m-au durerile morții, primejdile iadului m-au aflat. Pentru și numele Domnului am chemat. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi.
este bun când viața este mila Lui. Învierea cea neobște mai înainte de patima ta încredințându-o. Pe Lazar cel din morți l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule, pentru aceasta și noi, ca pruncii semnele biruinței purtând, ție biruitorului morții strigăm, Osana celui dintr-o înălțime, bine ești cuvântat cel ce vii într-un numele Domnului. Să zică dar casa lui Israel că este bun, când veacă este mila Lui. Învierea cea neobște mai înainte de patima ta încredințându-o, pe Lazar cel din morți l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule, pentru aceasta și noi, ca pruncii semnele miluinței purtând, ție biruitorului morții strigăm, Osana celui dintr-o înălțime, bine ești cuvântat, celea ce vin într-un numele Domnului. Să zică de-ar casă lui Aron peste bun, când veacă este mila Lui. Învierea cea de obște mai înainte de patima ta încredințându-o, pe Lazar cel nemorți l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule, pentru aceasta și noi, ca pruncii semnele miluinței purtând, ție biruitorului morții strigăm, Osana celui dintr-o înălțime, bine ești cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Se zică de-ar casa, ci se tem de Domnul, că este bun când veacă este mila Lui. Învierea cea de obște mai înainte de patima ta încredințându-o, pe Lazar cel din morți l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule. Cu înțelepciune grețe ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Sfântul Evanghelist Ioan citire. Mărire, 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 țăie, Doamne, mărire, țăie, să-L aminte. Înainte de Paști, cu 6 zile, a venit Iisus în Betania, unde era Lazar, cel care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-a făcut cină și Marta slujea, iar Lazar era unul dintre cei ce ședeau împreună cu dânsul la masă. Atunci Maria, luând o litră de mire de nard curat de mult preț, a uns picioarele lui Iisus și le-a șters apoi cu părul ei, iar casa s-a umplut de mirosul mirului. Deci unul dintre ucenicii săi, Iuda lui Simon Iscarioteanu, care avea să-l vândă pe dânsul, a zis, de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de dinari și să fie dat săracilor? Dar el a zis aceasta nu pentru că era grijă lui de săraci, ci pentru că era fur și având punga la el, lua din ce se punea în ea. Însă Iisus a zis, lăsați-o căci pentru ziua îngropării mele l-a păstrat. Pe săraci pururea îi aveți cu voi, dar pe mine nu mă veți avea pururea. Și din idei mulțime multe a aflat că este acolo și au venit nu numai pentru Iisus, ci ca să-l vadă și pe Lazar pe care îl înviase din morți. Atunci s-au sfătuit căpetenile preoților ca și pe Lazar să-l omoare, fiindcă din pricina lui mulți dintre iudei plecau de la ei și credeau în Iisus. Iar a doua zi, mulțimea de popor care venise la praznic, auzind că vine Iisus în Ierusalim, a luat ramuri de finic și au ieșit în întâmpinarea lui și strigau, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, Împăratului Israel. Iar Iisus, aflându-l, a simtând, era așezut pe el, precum este scris,
Nu te teme, fiica Sionului, iată, împăratul tău vine la tine șezând pe mânzul la sine. Dar acestea nu le-au înțeles ucenicii săi la început, ci după ce s-a preamărit Iisus, atunci au adus aminte că toate acestea erau scrise pentru dânsul și că ei le-au împlinit. Deci mulțimea care fusese cu el mărturisea cum l-a strigat pe Lazar din mormânt și l-a înviat din morți. De aceea a ieșit poporul înaintea lui, pentru că auzise că a făcut această minune. Ascultă!
Ne aflăm astăzi în duminica în care pomenim și sărbăm intrarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos în Ierusalim. O intrare smerită, deși, iată, Mântuitorul era întâmpinat cu urale, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Mântuitorul a ales calea smereniei și nu a intrat în cetate călare pe un cal frumos, așa cum poate făceau domnitorii, împărații, regii, ci iată, smerindu-se El, Fiul lui Dumnezeu, călare pe mânzul Asinei, Fiul celei de sub jug. Iată, Mântuitorul, după ce îi se așterne hainele ucenicilor pe acest Asin, intră prin porțile Ierusalimului, pentru ca mai târziu toți cei care strigă astăzi Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, ca peste 6 zile să strige răstignește-l, răstignește-l. Iubiți credincioși, cei care astăzi îl primesc triumfal pe Mântuitorul, cred și au nădejdea că acest Mântuitor, acest izbăvitor, va izbăvi pe poporul Israel din robia poporului roman. De aceea, aceștia s-au bucurat și au crezut că El este
cel care vrea să izbăvească pe aceștia de jugul stăpânirii romane. Dar iată că Mântuitorul mai mult decât atât face și ne aduce nouă mântuirea. Ne aduce nu numai dezdrobirea de alte popoare, dar iată ne aduce dezdrobirea de păcatul nostru. Și vom vedea, iată, la Marea Sărbătoare a Învierii, cum Mântuitorul, înviind din morți, ne aduce mărturie vie că și noi vom învia la rândul nostru. Nu oricine, ci doar cei care cred cu adevărat în Dumnezeu. Cei care L-au iubit pe Dumnezeu aici pe pământ, iată, vor avea parte de Dumnezeu dincolo, la adevărata viață, în împărăția lui Dumnezeu. Am văzut ieri, iubiți credincioși, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, cum Mântuitorul îl înviază pe Lazar cel mort de 4 zile. Și iată, vedem că, cu adevărat, Hristos Domnul este Cel care ține la oameni și iubește. Și nu vrea ca să se piardă, ci nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. De aceea am auzit în Evanghelia de ieri, când L-a înviat pe Lazar din morți, cum că Mântuitorul a lăcrimat când a auzit că Lazar este mort. Și iată, L-a înviat spre mărturie tuturor celor din jur, că Dumnezeu are putere și peste cei vii și peste cei morți. Este o preînchipuire a învierii sale din morți. Iată, Mântuitorul ne arată că poate învia și pe omul obișnuit și El însuși poate învia și omorând moartea. Pentru aceasta, iată, căutau iudeii mai mari poporului să-L răstignească pe Mântuitorul, pentru că, așa cum am auzit în Evanghelia de astăzi, aceștia, văzând minunile pe care Mântuitorul le-a făcut, treceau mulți la credința creștină. Și iată, aceștia pierdeau pe mulți din religia mozaică. De aceea s-au sfătuit ca și pe lângă Mântuitorul și pe Lazar să-L omoare, ca să nu mai fie această mărturie vie. De aceea, iubiți credincioși, iată, vedem că săptămâna care se apropie, noi o numim pe bună dreptate săptămâna patimilor sau pătimirilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este o săptămână mai specială pentru noi creștinii, pentru că în această săptămână vom fi așa cum trebuie să fim în toată viața noastră. Nu ne va mai interesa poate toată grija cea lumească atât de mult, nu ne va interesa lucrurile acestea trecătoare, ci vom fi, mai mult vom cugeta la viața cea veșnică, la pătimirile Mântuitorului, ajutați fiind și de deniile aceste slujbe speciale făcute în Săptămâna Mare. Iubiți credincioși, se apropie, iată, praznicul Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Praznic pentru care ne-am pregătit cu toții. Am postit fiecare după a noastră putință și Dumnezeu este Cel care nu caută la fața omului, ci caută la inima omului. El știe cât poate fiecare și conștiința noastră, iată, este cea care ne spune cât putem și ceea ce putem face. Ne-am spovedit, ne-am curățit sufletele noastre de păcate pentru a putea să ne împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului, cu Sfânta Împărtășanie. Și așa, fiind pregătiți, iată, ne întâlnim cu Hristos cel înviat din morți a treia zi, pentru ca și noi să căpătăm învierea, să dobândim mântuirea, să dobândim fericirea veșnică și bucuria Sfinților în vecii vecilor. Amin. Thank you.